Claudia, zi-mi sincer, cum este să lucrezi cu Virgil în afaceri? Amuzant. Este foarte distractiv. Virgil este un suflet tânăr. Cred că indiferent ce vârstă va avea Virgil de aici înainte, ne-a demonstrat deja că el este un suflet tânăr. Pune pasiune în tot ceea ce face, chiar și când nu cunoaște un domeniu, cum este cel de față, îi iese. Faptul că el își dorește să fie acolo, să învețe, să fie sprijin, face o glume de fiecare dată cum îl cunoaștem pe Virgil, dezamorsează multe tensiuni, așa că a fost, având în vedere că acesta a fost un șantier de 2 luni de zile, spre deosebire de primul restaurant unde am depășit anul, 2-3 luni în sfârșit, a fost bine că l-am avut pe Virgil alături, atunci când ne era mai greu, o vorbă din partea lui Virgil rezolva orice situație. E bună o colaborare de genul acesta cu lumea mondenă atunci când vine vorba de evenimentele care au loc în restaurante, adică poate Virgil vine cu idei cu privire la cântăreți sau are contacte. Cum o vezi tu? Cu siguranță este un plus, bineînțeles. Orice sprijin, știm asta cu toții, orice sprijin din orice zonă este binevenit de fiecare dată. Cu siguranță nu a fost un criteriu acesta pentru care noi am decis să colaborăm, ci simplul fapt că noi ne cunoaștem cu Virgil de multă vreme, avem multe similitudini așa în caracter, în atitudine, în felul cum privim lucrurile și faptul că el de mult își dorea să intre cumva pe zona aceasta de Horeca, un client fidel al Șicheria Pipera, cumva ne-a dus în zona aceasta de a-i propune să facă parte din acest proiect din centrul Bucureștiului. Faptul că el practic este dintr-un alt domeniu decât al nostru, nu face decât să aducă un plus business-ului, bineînțeles. Deci propunerea a venit de la voi către el, nu de la el către voi. Da, el și-a exprimat dorința să facă parte dintr-un viitor restaurant. Știi, dacă mai faceți vreunul, vă rog să știți că eu îmi doresc să fac parte, că îmi place și e minunat și mă fascinează și de câte ori stăteam la masă și mai vedea că eu sunt atent acolo, că spun un lucru unui ospătar sau unui coleg, în sfârșit. Felul cum interacționam cu personalul din echipă îl atrăgea foarte tare, cum pot să fii atent în mai multe locuri, cum trebuie să avem grijă de clienții noștri, cum trebuie să fim atenți la service, la calitate și toate lucrurile acestea și atunci lansase cumva așa către noi, dacă vreodată, să știți că și eu îmi doresc. Da, și atunci i-am făcut propunerea în momentul în care am găsit spațiul acesta. Zi-mi, te rog, cam la cât se ridică investiția de aici și dacă există diferențe față de investiția din Pipera, pentru că tocmai ai zis că au fost diferențe de câteva luni atunci când vine vorba de ridicarea locației. Da. Aici am depășit 500.000 de euro, acolo am depășit 700. Cam pe aici suntem poziționați, dar acolo este și un spațiu mult mai generos decât aici. Acolo avem 2 parcări, spre deosebire de centru unde, din păcate, nu reușim oricât de mult ne-am dori. Avem un loc de joacă pentru copii, supravegheat de personal care face activități cu ei. Aici, la fel, spațiul nu ne-a permis pentru că building de office cam... Na. Ne-am desfășurat într-un spațiu mai mic de data aceasta, dar am încercat să-l facem cât mai dinamic, astfel încât să se preteze pentru clientela din centrul Bucureștiului. De aici diferența de investiție, dar bineînțeles și am mai căpătat și un pic de experiență în ceea ce presupune partea de construcții și amenajări.